Ce proiect avem acum în lucru și în dezbatere și publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe presupune o tăiere de aproape 180 de milioane de euro, aproape 25% din buget, ceea ce va afecta foarte mult toate serviciile publice din capitală, pentru că avem atribuții și responsabilități derivate din lege. Mă refer la transportul public în comun, atât subvenție cât și investiții, la termoficare, la iluminatul public, la apă și canalizare, cele peste 20 de spitale, cămine de bătrâni, cămine pentru persoane fără adăpost, protecția socială pentru întreaga capitală și multe, multe alte cheltuieli, plus marile investiții, supralărgiri, poduri, pasaje, așa cum ați văzut, sunt foarte multe șantiere demarate în capitală și ele sunt în stadii destul de avansate. A veni acum și a spune, creând o confuzie totală, și a arunca către bucureșteni un măr otrăvit, că s-au tăiat bani de la primăria capitalei, dar bucureștenii o vor duce pe ansamblu mai bine, pentru că s-au alocat fonduri substanțiale la sectoare, consider că este o manipulare de cea mai joasă speță, câtă vreme sectoarele capitalei au atribuții reduse față de Primăria Generală a Capitalei, care trebuie să plătească factura socială și factura serviciilor publice pentru toți cetățenii din toate cele 6 sectoare ale capitalei. S-a mai spus de asemenea tot o informație falsă, că în București este un excedent foarte mare, practic bani necheltuiți anul trecut, și atunci este normal ca guvernul să taie, pentru că aceste fonduri oricum nu vor fi cheltuite. Fals, Primăria Capitalei nu are excedent anul trecut, practic suntem la zi cu toate plățile, atât în ceea ce privește subvențiile, cât și în ceea ce privesc investițiile. Într-adevăr, există un excedent pe cele 6 sectoare de peste 750 de milioane de lei, dar acest excedent nu poate fi trecut în dreptul Primăriei Generale a Capitalei. De asemenea, prin noua paradigmă sau filozofie bugetară pe care a creionat-o ministerul în premieră și prin care îi se taie Primăriei Capitalei o sumă atât de mare, se încalcă mai multe legi. Am pregătit un material cu un conținut juridic și cu toate aspectele legale. Îl vom transmite atât la Guvern, Parlament, cât și pe urmă instituțiilor abilitate, pentru că totuși, chiar dacă vrei să te răzbuni pe un om, trebuie măcar să te îngrijești să respecti legislația în vigoare. Este normal ca funcționarii publici și demnitarii să aibă grijă ceea ce sunt puși să facă și din punct de vedere legal, pentru că ei vor răspunde. Nu persoana care acum, dorind să mă pedepsească pe mine politic și să mă pună într-o situație incomodă față de bucureșteni, practic a luat această decizie politică mare ca Bucureștiul să sufere. Mă uitam aseară la un post de televiziune și pur și simplu nu mai știi cum să reacționezi la astfel de mesaje transmise. Domnul Fifor, ministrul apărării acum ceva vreme, afirma ritos că ceea ce spun eu nu este adevărat și că am primit 200 de milioane de lei și nu mi s-a tăiat. Îi transmit colegului meu încă de partid că bugetul în proiectul său este publicat pe site-ul ministerului, că tot ceea ce afirm eu poate fi verificat și de români, și de presă, și de analiști, și de domnia sa, și că nu aș putea să mint ceva câtă vreme evidența poate fi verificată, iar cifrele sunt foarte clare. Și după cum ați observat și dumneavoastră, nu s-a afirmat niciodată că nu s-au tăiat bani de la Primăria Capitalei, ci că s-au dat fonduri la sectoare. Repet, primările de sector nu au cum, prin legislația care ne guvernează, să achite facturile pentru investiții și subvenții la serviciile publice locale, ce se adresează tuturor bucureștenilor din toate cele 6 sectoare ale capitalei. Faptul că un bucureștean, pe acest principiu, va beneficia de mai multe spații verzi sau de mai multe locuri de joacă, este foarte bine, este minunat, încurajez. Dar faptul că același bucureștean din sectoarele capitalei va avea mai puține investiții și mai puține alocări și condiții civilizate pentru transport public în comun, pentru termoficare, pentru iluminat, pentru spitale, pentru apă, pentru marile parcuri și pentru celelalte investiții mari în infrastructură, inclusiv în fluidizarea traficului, este un lucru foarte rău. Și este o mare părere de rău că primarii de sectoare nu înțeleg acest lucru sau chiar dacă îl înțeleg, 2-3 din motive politice pur și simplu, mai bine spus politicianiste, se fac că nu văd adevărul.
și merg înainte cu această acceptare a bugetului. Până la urmă pierde bucureșteanul și ar trebui să fie toți îngrijorați, așa cum sunt și eu îngrijorată.